Mi se pare că am prins un moment foarte drăguț să filmez pentru că e apusul și lumina e foarte roz. Sper că se vede frumos și la voi pe cameră chestia asta. O să o văd la editare și ar fi bine să fie o lumină frumoasă cameră, da? Să prind ce trebuie. Vreau să vă vorbesc despre favoritele din ultima perioadă, pentru că n-am mai filmat un astfel de clip din luna iulie. Și nu aș putea să le fac lunar, dar la o perioadă vreau să le fac pentru că vreau să trec așa în... cum să zic, să am un clip în care să fie organizate favoritele mele, pentru că mi se pare util și pentru mine, mi se pare util și pentru voi, fiindcă eu vă mai arăt așa produse, vă mai menționez, dar poate vă întrebați, băi, uite, acum o lună și-a cumpărat crema asta de corp. Ne-a mai zis așa câteva chestii, dar oare chiar îi place atât de mult? Oare chiar e ok? Și în clipurile favorite puteți să vedeți dacă chiar e ok după ce am folosit un pic mai mult un produs, dacă am aceeași părere sau dacă s-a schimbat. Am câteva produse pentru corp, câteva produse pentru față și de asemenea și două produse de make-up. Și vreau să încep cu produsele de îngrijire a corpului și trebuie neapărat să vă menționez aceste două produse fantastice pe care le-am primit cadou de ziua mea de la fetele mele. Vă pup! Elena, Livia, Crina, vă mulțumesc tare mult pentru set. Mi-au dăruit acest set, mă rog, nu doar asta, mai e încă un... încă un plic cu ceva scrub pe care nu l-am desfăcut încă, aștept un moment special în care vreau să fac așa o seară de spa. Aici avem uleiul de duș și scrubul, gelul de duș scrub practic. Și vreau să vă zic că le ador. Vedeți că asta e aproape se termină, de la acesta am trecut de jumătate. Sunt niște produse foarte, foarte faine, sunt foarte... parfumate, sunt luxury, când te speli cu ele, când le folosești, simți că e un produs mai fancy și îmi plac foarte mult. Uleiul de duș îl folosesc cam o dată de două ori pe săptămână, tocmai în ideea de a nu se termina prea repede. Și scrubul o dată pe săptămână, e un scrub foarte lejer, e genul de scrub pe care cred că îl poți folosi la fiecare duș și nu o să ai nicio problemă, pentru că nu prea exfoliază atât de mult, adică exfoliază foarte, foarte puțin și îmi place că după ce le folosesc, pielea mea rămâne catifelată. Nu le folosesc împreună, adică dacă folosesc scrubul, nu folosesc și acest produs, pentru că el în sine este un gel de duș cu scrub, nu este doar scrub. Și uneori când folosesc uleiul, mai pun, nu știu, pun un pic de zahăr și îmi transform uleiul într-un ulei cu scrub. Dar cert este că, după cum spuneam, după ce le folosesc, pielea mea rămâne foarte, foarte faină. Eu am nevoie de cremă de corp pentru că am o piele extrem de uscată. Uite, în momentul ăsta mâinile mele sunt foarte, foarte uscate. Pentru că m-am spălat foarte mult azi pe mâini și recunosc că o greșeală pe care o fac este că în timpul zilei nu prea mă dau cu cremă de mâini. Tocmai pentru că nu-mi place să am mâinile grase așa în timpul zilei. Dar uite, acum o să mă dau cu crema pe care o aveam pe noptieră. Dar pe care nu cred că o să o arăt în favorite, pentru că nu pot să zic că mă leșină. Ok, v-am arătat aceste două produse pe care le folosesc în duș. Hai să vă vorbesc despre produsul pe care l-am folosit cu cel mai mare drag după duș. Este vorba despre această cremă de la Dove, Derma Spa Radiant Goddess. Arată cam așa. V-am povestit despre ea într-un clip în care v-am zis că am luat-o din Kaufland, așa destul de random și... ador cum miroase, îmi place foarte mult, îmi place tare mult consistența, e o cremă destul de grasă și poate să devină lipicioasă, dar pe mine nu mă deranjează chestia asta, sunt și zile în care simt nevoia de ceva un pic mai lejer și aplic o loțiune de corp, dar atunci când vreau hidratare ca lumea, o aplic pe aceasta, uneori o combin și cu ulei, alte ori o aplic doar pe ea, dar e o cremă de corp foarte bună, îmi place mult mai mult decât ce am cumpărat acum cel mai recent. Dacă ați văzut vlogul meu trecut, ați văzut că am cumpărat o cremă de pe Notino, o cremă de corp, nu se compara, aceasta este mult mai hidratantă, aceea este mai degrabă lejeră, deși consistența e de balsam, de ceva care pare că îți va hidrata foarte bine pielea. Rezultatul este cumva de o loțiune foarte lejeră și da, o să încerc să o combin cu ulei să văd ce fac cu ea, dar până atunci, dacă vreți o recomandare foarte, foarte faină de cremă de corp, asta este o idee foarte bună. Și, dacă vreți, să auziți și să vedeți ce produse pentru corp am eu în colecție în acest moment, mă rog, câteva s-au terminat de la realizarea acelui clip, am un clip pe canal în care vă povestesc despre uleiurile pe care le am eu în colecția mea, despre loțiuni, despre unturi de corp, despre... nu știu, cred că aveam cel puțin cam toate texturile pe care le poți avea în ceea ce privește
produsele de corp și puteți să mergeți pe canal să căutați clipul respectiv. Nu este filmat acum foarte mult timp, cândva pe la, acum vreo lună, cred cam așa. Și în caz că poate vă doriți alt gen de textură, nu ceva mai, mai gras, mai greu, găsiți în clipul respectiv. Bun, în ceea ce privește îngrijirea feței, voi începe cu două produse de la Viorica, ce îmi plac foarte mult. În primul rând, această spumă purificatoare pentru ten sensibil este o spumă pe care o folosesc în fiecare dimineață să mă spăl pe față și uneori o folosesc seara, în caz că în timpul zilei nu am fost machiată și vreau să-mi curăț foarte lejer tenul. De obicei, dacă am aplicat și SPF, folosesc alt gel de curățare pentru că vreau să fiu sigură că se îndepărtează bine. Aceasta fiind o spumă, mie mi se pare o spumă foarte lejeră. Nu știu dacă curăță ea extraordinar de bine, dar cu siguranță este o spumă care nu usucă pielea, care se simte foarte mișto pe față, se simte... se simte foarte mișto. Deci e în primul rând textura de spumă, e mirosul, e faptul că după ce o clătești, tenul rămâne hidratat, deci nu simți nevoia aia de cremă imediat, gen ah, m-am spălat pe față, am pielea super, super uscată, vreau neapărat o cremă, că altfel nebunesc. Nu! E perfectă pentru un ten uscat spuma asta, nu știu dacă pe ea scrie că e... Da, uite, e pentru un ten sensibil. Mie mi se pare un produs foarte bun pentru a-ți curăța fața dimineața, pentru că e foarte blândă și dimineața trebuie să cureți doar de pe față produsele pe care le-ai aplicat cu o seară înainte și, mă rog, în cazul unui ten gras, mă gândesc că trebuie să cureți și excesul de sebum, dar eu cred că și-ar face bine treaba. Nu știu, pentru tipul meu de ten e foarte bună și îmi place. V-am arătat-o de aproape, nici nu știu. Cred că da, nu? Foarte faină e, o recomand, îmi place. Și este din gama Viorica Vie și de asemenea din aceeași gamă am și crema multiprotectoare anti-age care are SPF 20, are acid rozmarinic, crisină vegetală, vitaminele C și E. E o cremă foarte faină. SPF-ul într-adevăr nu mi se pare suficient și în general o aplic atunci când stau în casă și știu că nu o să ies deloc. Sau o aplic dacă, să zicem, e ora 4 și vreau să mă dau cu cremă și să ies afară și SPF-ul 20 mi se pare suficient, dar cu siguranță nu aș aplica-o și aș ieși în soare puternic. Dacă știu că ies în soare puternic, după ce o aplic pe aceasta, o las să intre în ten, după care mi-aplic un SPF 50. Cel puțin acum, la iarnă, cred că o să fie ok pentru zilele alea când e înnorat și oricum se întunecă la 3. Un SPF 20 este decent, să zic așa. Dar ce vreau eu să punctez este că textura este foarte mișto. Îmi place, e minunată pentru tenul meu uscat, vă zic. Deci îmi lasă tenul extrem de luminos, dacă... M-ați mai văzut prin vloguri și aveam tenul luminos așa, mă rog, când nu eram machiată, e foarte posibil să fi fost crema aceasta pentru că îmi place faptul că hidratează și e foarte faină. Se comportă bine sub machiaj, n-am decât cuvinte de laudă despre ea și pentru tipul meu de ten e minunată. E minunată, pentru tenul gras nu cred că ar fi prea ok, dar îmi place foarte mult faptul că o aplic și după două ore încă o am pe față, adică nu se absorbe, nu dispare, e acolo. Și e genială și o altă cremă care e genială, de data aceasta de la Aven, v-am spus despre ea pe Instagram, este Aven Tolerance Hydrating Cream for Dry to Very Dry Sensitive Skin. Este o cremă care a fost lansată recent, o cremă care are doar 10 ingrediente în compoziție și care... îmi hidratează foarte bine tenul. Mi-e atât de dragă crema asta pentru că știu că are puține ingrediente care sunt foarte safe și când o aplic, nici nu aplic cremă de ochi. O aplic pur și simplu pe toată fața și o aplic ca și cremă de ochi și pe gât. E minunată, îmi place foarte mult. O cremă foarte simplă care nu promite nimic decât hidratare și își face foarte bine treaba și mă bucur că la eveniment am primit-o exact pe aceasta. Pentru ten uscat și foarte uscat, pentru că ei au și varianta care e gel și e mai... Mă rog, nu e chiar gel, nu e gelul la transparent, dar e mai lejeră și e potrivită pentru tenul gras. Ei bine, asta pentru ten uscat este senzațională, deci îmi place foarte mult și asta și asta sunt niște creme pe care dacă le aplic pe față știu că nu o să-mi simt fața că mă strânge după 2-3 ore, cum e în cazul multor creme, ci sunt foarte faine și de obicei pe aceasta o folosesc. Dimineața, în momentul în care știu că urmează să ies, o aplic, o las vreo 10 minute să intre în piele, după care mi-aplic SPF-ul, după care las și SPF-ul să intre în piele, după care mă machiez, sau au fost momente când am aplicat-o și seara, când n-aveam chef de nimic așa, nu știu, ori era foarte târziu și abia mă duceam la baie, mă demacheam și n-aveam chef să-mi aplic
toner, să-mi aplic ser, să-mi aplic mască din aia de noapte, uneori să-mi aplic și ulei deasupra și îmi ziceam ok, vreau ceva simplu și mi-aplicam doar crema asta și îmi place foarte mult, îmi lasă tenul catifelat. Au dat lovitura cei de la Aven cu această cremă, chiar mi se pare faină și chiar vă recomand dacă sunteți în căutare de un produs simplu, clean, care să vă hidrateze tenul, e o variantă foarte bună. Iar acum la zona de machiaj am două produse să vă recomand. Am acest rimel de la Oriflame, The One, Wonder Lash XXL 5-in-1, mascara și uite, în moment bun să mă uit la o treabă. Am senzația că rimelul ăsta totuși nu-i chiar negru-negru și voi zic imediat, da, uite, e Mystic Black. Da, să vă zic de ce. Cam așa arată produsul în sine. Cam ăsta este ambalajul, nu știu dacă se sizați voi acolo, dar el e așa sidefat cumva. O dă într-o zonă de verde-albastru, gen, cred că tubul în sine e verzui și scripiciu albastru. Dar rimelul atunci când te dai cu el e negru, uite, sunt dat în acest moment, o să mă apropii să vedeți. Am genele negre, da? Bun, el e. Doar că în momentul în care mă demachez și mă uit pe dischetă, știți că la mine pasul 2 este să mă demachez cu apă micelară ca să îndepărtez excesul care mai rămâne, mai ales la ochi, când mă uit pe dischetă, văd mult, mult, mult scripici albastru. Și asta se întâmplă de fiecare dată. Am crezut că, băi, poate mi se pare mie, poate, nu știu, dar nu mi se pare. Rimelul are un scripici albastru în el, el fiind negru, dar chestia e că scripiciul nici nu-l vezi la ochi. Asta mi se pare ciudat, adică eu nu-l văd pe gen în momentul ăsta dacă mă uit. Nu-l văd, nu e, nu pare a fi, nu știu care e treaba, dar cumva pe dischetă se vede. Nu știu să vă explic ce se întâmplă. Probabil că dacă l-aș fi cumpărat știind că are scripici și aș văzut că pe genul meu nu se vede scripici, aș fi fost dezamăgită, dar eu îmi doresc un rimel negru, simplu, nimic extraordinar, vreau doar să-și facă foarte bine treaba, deci faptul că el are scripici dar nu se vede pentru mine, na, nu contează, dar m-am gândit să menționez chestia asta că mi s-a părut interesantă. El în sine e un rimel foarte, foarte bun. Hai să vă arăt periuța care arată cam așa și o periuță care îți permite să-ți faci genele foarte, foarte faine, să le separi, să le faci cât de dramatice sau nedramatice vrei tu. Apreciez foarte mult treaba asta la acest rimel, îmi place consistența în sine și îmi place faptul că nu se transferă. În ultimul timp aveam probleme cam cu orice rimel, mi se transfera mai ales aici sus și trebuia tot timpul să mă șterg. De când îl folosesc nu s-a mai întâmplat treaba asta. Sunt și eu un pic mai atentă în ceea ce privește setarea ploapei cu pudră, dar ăsta chiar nu se transferă nici sus, nici jos. Mă bucur foarte mult, îmi place tare mult. Știți că sunt fan 5-in-1 Wonder Lash Mascara. Știți chestia asta și mereu vi l-am recomandat. Iar ultimul produs pe care vreau să vi-l prezint este un produs de care m-ați întrebat de multe ori prin clipuri, pe Instagram, când mai făceam ori Reels-uri, ori Insta Stories. M-ați întrebat ce am pe buze și de cele mai multe ori am avut acest produs, pentru că am rămas în pană de rujuri, ok? Este un produs de la Trend It Up, pe care l-am primit în calendarul Advent de anul trecut, pe care l-am desfăcut împreună cu Nico, dacă vă amintiți voi. Se numește Ultra Wear Nude Pan Matte. E posibil ca ei la Trend It Up să aibă genul ăsta de produs și în ziua de astăzi. Poate nu se numește la fel, poate n-arată chiar la fel, deși cred că ar trebui să arate cam la fel dacă e același gen de produs. Dar eu cred că găsiți. Nuanța mea e tare drăguță și vă arăt imediat. Este 0,25 și e un nude mauve. Cam așa arată, nu l-am pe buze în acest moment, dar îmi place, chiar îmi place. Mi se pare foarte ușor de aplicat, ușor de reaplicat. Mi se pare că în ultimul timp am care am renunțat la rujurile astea mate care formează peliculă și merg mai degrabă pe rujuri care să fie mate, adică să nu fie lucioase, dar să fie mai iertătoare, mai hidratante, cum este acesta. Adică ăsta dacă l-aplici pe buze și mănânci, ok, se poate transfera un pic aici, dar l-ai șters imediat, adică dai un pic cu degetul și l-ai șters și de asemenea dacă trebuie să-l reaplici, n-ai problema aia pe care o ai la rujurile mate care formează peliculă, pentru că la foarte multe rujuri mate de genul ăsta, nu poți să aplici al doilea strat, pentru că se vede și se simte ca naiba. Dacă ne amintim cu toții de challenge-ul ăla cu 100 de straturi de rujuri, nu e chiar așa de rău, dar două straturi de ruj lichid mat, oricum e prea mult din punctul meu de vedere, cu astea nu-i cazul, pentru că e un ruj foarte iertător, după cum vă ziceam, care e destul de mat în ideea că dacă ai buzele uscate și-l aplici, nu o să arate bine, nu o să se simtă bine. Dar dacă-l aplici și totuși ai buzele uscate, dar, nu știu, nu le dai cu balsam înainte, poți să trișezi un pic și să le dai după aia cu un luciu de buze și o să fie mai ok. Dar eu, în general, încerc înainte să mă machiez, să am buzele exfoliate și hidratate, ca produsele să aibă o bază bună pe care să se aplice.
Da, și chiar îmi place și o chestie de menționat este că are o ascuțitoare în vârf și dacă sunteți mai îndemânate, ce cred că nici nu mai aveți nevoie de creion de buze. Eu una nu sunt, eu fără creion de buze nu pot să trăiesc, deci sunt absolut dependentă de așa ceva, dar dacă voi vă pricepeți mai bine și vă faceți, nu știu, conturul, sunteți mai îndemânate cel la acest capitol, cred că dacă vă dați dimineața cu chestia asta și pe aia l-aruncați în geantă, vă e suficient pentru toată ziua să-l reaplicați și buzele arată perfect. Și acestea au fost produsele pe care am vrut să vi le prezint astăzi. Uite că nici nu sunt atât de multe. Ah, ba sunt! Voiam să zic că nu sunt atât de multe și pot să le țin în două mâini, dar nu e așa. Uitați-mi complet de astea. Da, acestea sunt produsele care mie mi-au plăcut în ultimul timp, care s-au remarcat și care mi-au venit prima oară în minte, pentru că na, cam așa funcționează clipurile astea cu favorite. Le gândesc dinainte, fac o listă și de obicei rămân la produsele care îmi vin din prima în minte, pentru că asta înseamnă că mi-au plăcut foarte mult, nu? Și vi le recomand dacă vi se pare că vi s-ar putea potrivi. Puteți să-mi scrieți și voi care este produsul pe care l-ați descoperit în ultima perioadă, dacă aveți așa ceva, m-aș bucura să aud. Gata, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu și ne vedem duminică cu un vlog. V-am pupat!